După săvârșirea Sfintei Liturghii și a parastasului pentru familia Maniu, manifestarea comemorativă a continuat cu simpozionul Salvați istoria națională, salvați casa lui Iuliu Maniu, în ocazia muzeului memorial Iuliu Maniu, aflat la demisolul Bisericii Greco-Catolice Bădăcini. Puținele obiecte pe care am reușit să le recuperăm și care au aparținut familiei Maniu. Cercetătorul istoric dr. Marin Pop a prezentat lucrarea Corneliu Coposu despre oratorul Iuliu Maniu, iar Dan Deac, doctor în istorie, a dat explicații cu privire la placa zidită în peretele casei lui Iuliu Maniu. Lansarea de carte Monografia satului Bădăcini și a familiei Maniu, autor preotul Cristian Borz, a constituit următorul punct însuită de activități comemorative. Prezentarea a fost făcută de domnul Daniel Săuca, directorul Centrului de Cultură și Artă Sălaj. Cartea a apărut în colecția Monografii a editurii Caiete Silvane. În acest sat și ceea ce s-a întâmplat cu familia Maniu și evident cu Iuliu Maniu. În ciuda dimensiunilor mai mari decât a primei ediții, cartea este una sintetică și oferă un ghidaj extrem de prețios prin hățișul istoriei Sălajului, istoriei satului Bădăcin și a familiei Maniu. În continuare, au luat cuvântul preotul Cristian Borz, care a prezentat realizările în salvarea casei memoriale Iuliu Maniu, dar și necesitățile apropiate în derularea proiectului. Deputatul Lucian Bode a subliniat datoria de suflet pe care o avem față de înaintașii meleagurilor sălăjene. Bădăcinului Iuliu Maniu, Bocșa lui Bărnuțiu, Bobota lui Coposu și Băseștiul lui Gheorghe Pop. Despre personalitatea acestor mari oameni de stat ai României, despre ținuta morală a lui Iuliu Maniu, a lui Bărnuțiu, a lui Coposu, a lui Gheorghe Pop de Băsești, au vorbit, vorbesc și vor vorbi, cred, secole istorice. A venit momentul și Dumnezeu a binecuvântat acest moment de a desăvârși această acțiune pornită din sufletul părintelui Borș și a celor din jurul lui. Cum? Prin cel care, iată, este al doilea prim-ministru pe care îl dă această comună, Comuna Pericei, și mă refer aici la excelența sa, domnul Dacian Cioloș. Sunt încrezător, în urma unor discuții purtate cu domnia sa, că în sfârșit, ceea ce mulți politicieni, an de an, au promis aici la Bădăcin, se poate desăvârși prin voința Guvernului României, pentru că nu oricând o comună, cum este Comuna Pericei, dă pentru a doua oară primul ministru al Guvernului României. Vă felicit, Părinte, pentru tot ceea ce faceți, pentru campania Salvați Casa Memorială Iuliu Maniu, vă felicit pentru această monografie și vă asigur, atâta timp cât mă va împrednici Dumnezeu, voi fi alături de dumneavoastră, din Parlamentul României sau ori de unde mă voi afla. Mulțumesc! Au susținut alocuțiuni domnul economist Oros, profesor Petru Bonțe, profesor Liviu Petrină. Poezia Rugă, scrisă de Corneliu Coposu, a fost interpretată în acord de vioară de Man Edward și Oros Dionis, voce și chitară. Manifestările au continuat cu un program artistic. Seamănă gândindu-ne de
Apoi va urma programul artistic în care vor evolua copiii de la școala Iuliu Maniu, corul Dealul Țarinei de aici din Bătăcin, apoi grupul folcloric de pe Valea Izei care a venit de la Iăud. Vă mulțumesc pentru răbdare și pentru fringul pe care vă lasă.